Bună seara, sunt în direct pe Facebook. Am vrut să fac o videoconferință Facebook, cum am reușit săptămâna trecută sau în alte zile. Am reușit să fac astfel de conferință, să discut cu mai mulți doritori despre realitățile de Republica Moldova, dar și de România. Nu întâmplător am pus titlul așa ambigu despre realitățile de peste Prut, cum ar veni, că și dintr-o direcție și din alta pare peste Prut, eu fiind la București, ca și cum sunt partea dreaptă de Prut, dar când privești dinspre București, dincolo de Prut e partea stângă. Ei bine, în partea stângă s-au întâmplat azi chestii neașteptate, cel puțin aici, în mass media românească, nimeni nu s-a așteptat la așa ceva și de asta au fost toți luați prin surprindere, nici nu discută despre asta. O să fac acum și o mică pauză ca să reușesc să transmit și pe YouTube, pe canalul meu. Așadar, mass media românească nici nu vorbește despre asta. De parcă nici nu s-a întâmplat la ProTV în seara asta. ProTV România, știrile de la ora 7, abia la 7:35. La rubrica de știri externe a vorbit despre criza politică de dincolo de Prut. Semn că nu e foarte important ce se întâmplă în Republica Moldova și e tratat ca realitate externă. Când nu e așa, unii cei veniți de dincolo de Prut tratăm Basarabia ca pe acasa noastră, la fel cum tratăm Republica Moldova și ne-a durut la fel de mult criza politică iscată acum 2 săptămâni aici, cum ne doare criza politică de dincolo. Doar că, în mod paradoxal, cum zicea cineva dintre experți, situația e cam în oglindă. Aici a fost destituit un guvern socialist ca să se pună unul liberal de dreapta în loc, pe când dincolo de Prut au dat jos un guvern de dreapta pro-european și au votat socialiști împreună cu democrații. Ba, paradoxal, mulțumesc pentru explicație. Cineva îmi spune că se aude dublu și înțeleg de ce. Am dat jos microfonul meu ca să audă numai sunetul de pe internet. Da, mulțumesc pentru observații. Super Mario. Transmisiunea mea live de pe YouTube avea eco. Deci situația cumva e strâmbă. Săptămâna trecută aveau o moțiune de cenzură. Democrații, cei care sunt partid de opoziție, foști la guvernare, pregătiseră o moțiune de cenzură împotriva guvernului Sandu. Dar în mod ciudat, subit, inexplicabil, după vizita ambasadorului american la sediul PD și-au retras moțiunea, ei zic că n-ar fi votat oricum nimeni. Și imediat a doua zi vin socialiștii cu o moțiune pe care democrații au votat-o cu mare drag azi la amiază. Și iată guvernul Maia Sandu, putem să zicem că e istorie, e un guvern interimar cu puteri limitate. Și toată lumea se întreabă ce se va întâmpla. Va fi o guvernare minoritară ca la București, votată de mai multe partide care nu vor să se implice la guvernare, sau vor fi anticipate, care în Republica Moldova sunt mai posibile decât aici în România. Posibile, dar indezirabile, pentru că partidele de acolo nu sunt la sfârșit de mandat ca aici în România, ci abia au fost alese mai puțin de un an în urmă. Și deci mulți dintre ei, mai ales ultimii 4 deputați care au fost aleși acum 2 săptămâni pe circumscripții în alegeri anticipate, ar vrea să guste și ei și ele, pentru că e și o femeie deputată, ar vrea să guste din această pâine gustoasă mandatul de deputat. Mă gândeam să vă provoc să discutăm. Ce credeți că i-a făcut pe cei din guvernarea pro-europeană să provoace această criză asumându-și răspunderea pentru un proiect de lege de modificare a
am activat posibilitatea de a intra în direct cu mine. Guvernul Maia Sandu, subit, neașteptat, și-a asumat răspunderea pentru modificarea normelor legale despre funcționarea procuraturii. Și asta i-a înfuriat pe partenerii lor de guvernare socialistă, pentru că proiectul de lege asumat de guvern prevedea că prim-ministra unipersonal propune doi candidați la funcția de procuror general. Consiliul Superior al Procurorilor e nevoit să aleagă doar din ăștia doi candidați unul și să-l propună președintelui, iar președintele e obligat, dacă nu prima dată, a doua oară să accepte acest candidat. Și deci, iată proiectul de lege care a stârnit zizanie. Socialiștii s-au simțit cumva amenințați și au făcut această moțiune de cenzură, care, iată, azi, cu plăcere, a fost susținută și de Partidul Democrat în proporție de 63%. 63 de deputați din 101 au votat pentru demisia guvernului Sandu. Ce credeți că i-a făcut pe cei de la guvernare să vină cu această asumare? Ce credeți că i-a făcut pe cei și ei la guvernare? Controlează, iată, foarte multe structuri din stat, mai ales funcții importante în Parlament, președinte, vicepreședinte de Parlament, președintele Doton, și el s-a demonstrat partizan deloc neutru, așa cum pretindea când candida și zicea că va fi președintele tuturor. Acum una, două, merge la ședințele de fracțiune socialistă în Parlament, merge la ședințele de partid, foarte des îl ia gura pe dinainte și vorbește în numele Partidului Socialiștilor. Ce credeți că îi mișcă, îi face să se comporte astfel? Alegerile prezidențiale următoare, la anul lui Dodon îi expiră mandatul, dar e ciudat că ar trebui să expire cumva la sfârșit de an. Deci pentru alegeri de la sfârșit de an, ei se agită atât de mult, mi se pare ciudat. Tocmai acum, înainte să voteze bugetul pentru anul 2020, și mai ales, și mai mare paradoxul e că socialiștii pretind că am dat guvernul jos, guvernul Maia Sandu, dar vrem o colaborare doar cu blocul acum. Adică ei nu iau în calcul o guvernare cu Partidul Democrat. Și întrebat azi Dodon de ce nu vrea aliere cu Partidul Democrat, și v-am zis, el vorbește în numele Partidului Socialiștilor, a zis de atâta. Adică el nu are un argument, dar se încăpățânează să nu vrea guvernare cu Partidul Democrat, chiar dacă au votat împreună moțiune de cenzură și au dat jos guvernul Maia Sandu. Ce părere aveți? Comentați pe chaturi, pe chatul meu din Facebook, aici unde transmit în direct și privesc 83 de oameni, sau pe chatul de pe YouTube, unde se uită 21 de oameni. Sau chiar puteți să intrați cu mine în direct. Ziceam, am vrut să fac o conferință ca să poată participa mai multă lume, cum am reușit să facem mai în trecut, dar aveam nevoie de cel puțin o persoană pe care să o pot apela și după care să pot adăuga în acea conferință mai mulți oameni. Doamna Maria Olar a zis, da, eu vreau să particip la astfel de discuție, și acum când am sunat-o la ora 9, ea era în alt apel video. Și atunci am fost nevoit să fac așa un live streaming și să pornesc butonul verde de jos de pe telefonul mobil și să vă invit și pe voi, dacă aveți curaj și nu sunteți la fel de ocupați ca Maria Olar, să apăsați pe telefonul mobil pe butonul verde cu doi omuleți ca să aderați în conferință video cu mine și să comentați, să vorbiți cu Viu Grai sau scrieți pe chat. Dar dacă mă apelați, neapărat să întoarceți telefonul pe orizontală și să acceptați rotirea automată a ecranului, pentru că altfel nu veți putea să comunicați cu mine. Citiți comentariile întâi de pe YouTube. Cătălin Iuncari mă întreabă, Brega, tu candidezi? Voi candida dacă se vor anunța alegeri anticipate oriunde, și aici în România și dincolo de Prut. Dacă nu, aștept alegerile ordinare locale din România ca să candidez. Deci proximele alegeri sunt alegerile locale din România. Alte alegeri ordinare nu se prevăd de grabă nici aici, nici dincolo. Dar alegerile parlamentare sunt de preferat dacă vor fi anticipate în Republica Moldova sau în România. Deci da, voi încerca să candidez dacă mă vor lăsa, că ați văzut și la localele din Moldova. Am adunat semnături, am încercat să candidez și pentru Parlament la cele patru circumscripții
și la Consiliul Local Chișinău. Am avut destule semnături, dar comisiile lor electorale au zis că nu sunt bune semnăturile mele și nu m-au acceptat în cursă. Ce părere ai despre cumpănașul? Nu mă mai întrebați, cumpănașul e istorie, gata, după alegerile astea nu o să mai vorbească despre el. Au votat 40.000 de rătăciți pentru el, dar sper că gata, nu se mai aude de el nici de activist, nici de jurnalist, nici de politician. A fost un fâs și cine a stat lângă el și l-a mirosit, sper că nu s-a otrăvit foarte tare. Republica Moldova e în cea mai mare parte în mâna rușilor, insistă Super Mario. Da, dar Plahotniuc se pare că conducea business-ul cel mai important al României dincolo de Prut, Petrom, da? Ba mai mult, acum s-a scos la licitație licența pentru TVR, dar în 2007, el când era încă sub aripa ocrotitoare a comuniștilor, a înșfăcat frecvența terestră a TVR-ului, a doua rețea terestră de emisie în Republica Moldova, cea mai importantă, și a folosit-o în interesul lui de partid. Abia acum, când a fugit din țară, a fugit de peste hotare și nu mai are cu ce întreține holdingul lui, Media Holding-ul, a cedat frecvența aceea și iată Consiliul Coordonator al Audiovizualului, un fel de echivalent al CNA-ului românesc, scoate la concurs acea licență și TVR-ul participă la concurs. Sper că o să câștige și o să revină pe frecvența aceea națională pe care a folosit-o, iată, de 12 ani mafiotul de Plahotniuc, ocrotit de mafie PSD de dincoace de Prut. Deci nu mai dați vina pe KGB, pe mafia românească. Cristian Marin mă întreabă dacă am putea să facem conferință pe Skype, dar mă tem că deja nu se mai poate pentru că îmi trebuia un semnal înainte de a începe, de ora 9. Îmi trebuia un semnal, facem videoconferință pe Facebook Messenger sau videoconferință pe Skype ca să pot începe să fac după aceea streaming pe YouTube. Asta după ce a dispărut Google Hangouts și iată ne-a lăsat orfani. Dar deja am început să fac live pe telefonul mobil, deci puteți adera numai de pe telefonul mobil dacă vreți să discutați o persoană cu mine. Deci Facebook Live permite numai cel care a inițiat live-ul și o persoană să participe cu el sau cu ea în discuție. Nu mai putem face conferințe Skype. Altă dată, domnule Marin de la Ploiești. Dodon KGB, Ceban KGB, Grecian KGB și așa mai departe. Sigur nu și Plahotniuc KGB? Pentru că Plahotniuc se pare că are și cetățenie Cehiei, și cetățenie Rusiei, și cetățenie Republicii Moldova. Și, atenție, cetățenia României are chiar și identitate dublă. Îl cheamă Vladimir Ulinici. A apărut asta în presă și România a zis, păi nu se poate, dosar penal, că de ce și-a luat identitate și nu a comunicat statul că are altă identitate. Și, gata, în coadă de pește s-a terminat dosarul acela penal, când el ar trebui să fie căutat acum penal. Nu cumva Plahotniuc să ascunde pe aici, pe România, cu identitatea de Ulinici. Deci nu mai dați vina numai pe socialiști, numai pe comuniști, când iată și România are mafia ei. Bine, domnul Marin de la Ploiești îmi zice că va avea seara Skype-ul pornit și vom putea într-o seară să încercăm o conferință pe Skype. Cine mai vrea să participe cu mine în astfel de discuții pe Skype, anunțați-mă. Eu mă numesc curaj.net pe Skype. Putem încerca o conferință pe Skype. Se pare că 30 de persoane poate să participe pentru o conferință. Eu cred că acum e momentul să luăm noi puterea în mâinile noastre. Poporul, zice Patrick Șpac. Să nu uităm că Năstase KGB e cel ce votează pro-Rusia la ONU, zice Super Mario. Bine, hai să căutăm vrăjitoare și să le răstignim și după asta o să începem să trăim mai bine. Le răstignim sau le dăm foc, nu? Și că nu mai merge, îmi pare rău, o să fac acuși un refresh aici. Pe YouTube nu mai merge și cu ocazia asta, cu acest refresh, da, am observat și data trecută când am mai retransmis un live din ăsta de pe Facebook, pe YouTube, s-a blocat. Și browserul meu, da, poate Opera e un browser chinuit, ar trebui să încerc cu alt browser. Mulțumesc că mă informați, pentru că eu nu am atâtea urechi ca să urmăresc totul. Da, uite cum merge. Hai să citesc, dar și comentariile de pe Facebook, pentru că aici dispar mai repede.
Numai saluturi, nu le citesc saluturile și nici laudele, o să încerc să citesc întrebările și eventual comentariile, chiar dacă vor fi critice. Fiodor Crudu are el un fel special de a mă saluta și zice: stimate client, vă mulțumim pentru instalarea video, mulțumesc și eu că mă urmărești. Fiodor Crudu, el, dacă știți, e personajul acela cu mască de ciburașca care apărea câtva timp în preajma lui Oleg Adrian Vlad, celălalt personaj, Oleg Adrian Vlad, a fost publicat chiar azi pe Curaj TV cu un video interesant de la el acasă, din garsoniera lui mică, de la Demisolul, din Durlești, Chișinăului, unde și-a făcut un colțișor de rugăciuni și a zis că asta e biserica mea, are omul biserica acasă. Priviți-l, e și în limba rusă, dar și în limba română, puteți să vedeți în 2-3 minute, e pe curaj.tv acest video făcut de cineva din anturajul lui. Deocamdată numai saluturi pe Facebook, credeam că sunt și comentarii la tema propusă de mine sau eventual și la realitățile de aici, din România, pentru că și aici situația e foarte instabilă, nu e așa? E posibil oricând un impeachment, o picare a guvernului. Eu sper să fie și aici alegeri anticipate, dar s-ar putea să dureze prea mult așteptarea mea. Cred că Dodon își face jocurile lui și se joacă de-a guvernul, zice Alexandru Tătaru. Eu mă tem că și Maia Sandu își face jocurile ei și, vorba socialiștilor, se victimizează ca la anul să fie prezidențiabilă. Ghiță Pomozoc, cel mai probabil un pseudonim, zice: așteptăm nunta PD-PSRM. Eu nu cred că asta a fost nuntă PSRM cu blocul acum, ci a fost mai degrabă așa o alianță, cum îi zice la astfel de monstruoasă coaliție. Dodon s-a temut de procurorul integru. Da, ăsta e refrenul pe care îl tot recită cei de la blocul acum, că Dodon s-a temut de procurorul integru și de asta n-a vrut să accepte asumarea proiectului de lege de către blocul acum. Dar de ce n-au propus asta până acum, proiectul ăsta de lege, de ce nu l-au propus și în Parlament? Adică au avut 5 luni la guvernare, dar au văzut că sunt fraieriți în tot felul de concursuri și la funcția de șef al CNA și la cele 6 mandate de membrii curții constituționale și la SIS, și atunci au zis că hai să nu mai fim prostiți și de data asta, hai măcar acum să tăiem poala și să fugim. Câte lucru cu cinste. Poate că așa s-a întâmplat. Au jubilat cei care știau că așa se va întâmpla, au fost dezamăgiți cei care se așteptau la minuni, dar ce minuni să aștepți când vrei să treci puntea cu dracu și dracu e exact așa cum îl descrie Biblia. Alin Flores: salut, am văzut că ai fost la vot în România pentru prezidențiale. N-am să te întreb pentru cine ai votat, că e secret, dar vrei să ne spui dacă alesul tău apare în turul 2? Alin Flores n-apare în turul 2 și intenționat am votat pentru un outsider ca să încurajez politicieni noi, iar în turul 2 mă gândeam să merg să streg buletinul, dar când am auzit ce a fost azi la CEX-ul PSD-ului și cum și-a bătut joc manda de biata Viorica Dăncilă, mă gândesc să merg să o încurajez pe prima femeie de în turul 2, cu speranța că va pierde turul 2. Deci nu mi-e drag nici Iohannis, nici Dăncilă, dar sunt feminist și cu vedere de stânga, de asta s-ar putea să merg să o votez pe Viorica, așa, prietenește. Dar e posibil să votez protestatar împotriva ambelor candidați. Nici de cum nu voi boicota alegerile și nu voi îndemna pe nimeni să le boicoteze. Partidul Socialiștilor sunt niște corupți, frica reformării justiției de a nu ajunge la pușcărie. Bine, dar să nu repetați aceeași placă pe care ați auzit-o azi la protestul, că a fost și protest în fața Parlamentului și a ieșit și guvernul după ce a fost demis să plângă în băsmăluța megafonului. Încercați să găsiți o explicație și a voastră proprie. Eu cred că Dodon ascunde ceva interesant, se teme de un procuror pe care nu-i bratan cu el, zice Ericu Bordea.
Dar de ce se teme Maia Sandu de șeful SIS-ului care e bratan cu Dodon sau de șeful CNA-ului care e bratan cu Dodon și a vrut să-și pună procuror general bratan cu ea? Că nu e așa? A zis că vreau eu să numesc procuror general. Că ajunge cât o numit numai Dodon. Cireșul gladiatorul înjură și mă gândesc să-l blochez chiar acum. Să le moderez cum am un buton aici, ca să învețe omul că există instrumente democratice de a-l pedepsi pe cineva care înjură. Nu, n-am reușit să descoper acum. Doar să-l șterg acest comentariu mai rapid. Ok, l-am șters. Poate e o farsă politică, speră Larisa Popovici. Nu, Larisa, asta e realitatea politică. Guvernul a fost demis și, da, dumneata fiind la Iași, iată, ai fost surprinsă. E un tabăr între cu noi. O farsă tehnică. Iată, nici la Iași nu prea s-a știut despre moțiunea de cenzură înaintată ieri, alaltă ieri, și lumea n-a fost pregătită. Pe când aici, în România, când se înainta o moțiune de cenzură, se dădeau și dezbaterile din comisii se dădeau în direct la unele televiziuni private sau chiar la televiziunea publică. Despre Republica Moldova se vorbește doar așa, întreagăt. Și asta e semn clar cât de grabă nu va fi unire. Eu în tabără, dacă nu reușești să intri în dialog cu mine, ți-am zis să accepte rotirea automată a ecranului și întoarce-l pe orizontală, pentru că, după cum vezi, eu emit pe orizontală. Ce părere ai despre activitatea lui Andrei Năstase de la nou guvern până acum? De Andrei Năstase sunt dezamăgit și am convingerea că el a pierdut primăria pentru că n-a știut să facă treabă bună cât a fost deputat, ministru și după aceea a fost chiar câteva zile și primar general. Nu-i așa? Deci iată o figură tristă a politicii moldovenești. Omul a ratat atâtea funcții de maximă importante. Primar al capitalei, ministru de interne și vicepremier, ba chiar și deputat în circumscripție, celebra circumscripție 33. Da, așa e când n-ai cap, vai de picioare. De Andrei Năstase sunt total dezamăgit. În primul rând că și-a pus cumătru la Inspectoratul General de Poliție, după aceea se zvonește că și Procurorul General interimar e un fin al cumătrei lui. Și după aceea, culmea nesimțirii și a populismului, într-o zi de duminică a adus pe doi mitropoliți la Ministerul de Interne, într-un stat laic separat de biserici, mitropoliți de la două biserici pravoslavnice și i-a pus să-i sfințească o răstignire pusă acolo pe scările Ministerului de Interne. Ce faci, băi? Și iată, eu sper că o să-i treacă pofta de astfel de populisme și cu Doamne ajută o să stea în opoziție și o să se mai gândească la comportament. Eu sper să aibă minte cei din platforma, da, și să-l mai schimbe pe Andrei Năstase. Pentru că iată pe bună dreptate aici în România despre USR Plus, de exemplu, se discută să-l destituie pe Dan Barna pentru că n-a atins obiectivul pe care și-l-a propus să ajungă în turul 2 sau măcar să aibă un scor electoral pe care l-a avut Alianța la alegerile anterioare în mai la europarlamentare. Dan Barna se împotrivește și nu vrea să-și dea demisia, dar eu cred că ar fi spre binele lui, spre binele țării și spre binele partidului sau al alianței de două partide, să omul îți dea demisia de onoare pentru această gafă, pentru această nereușită. La fel și Andrei Năstase trebuia de mult să facă. Sabina Bogdan mă salută din Germania. Băsescu a propus ca acum să negocieze cu Filip. Ce zici, Băsescu? De mult zice că și Voronin e de luat în serios și venea chiar, Băsescu era președinte și Voronin era președinte și Băsescu venea și în doi perii propunea lui Voronin, hai să facem unire. Băsescu se ține de giumbuș lucruri, ca
pe timpul când era capitan de corabie și avea voie de la Secu să călătorească peste hotare, pentru că era informatorul lor cu numele de cod Petrov. Așa a constatat o instanță de judecată. Deci pe Băsescu nu-l mai luăm în serios, da? Vă rog, mă bucur că acum Basarabia a încetat să mai voteze candidații lui Băsescu și iată paleologul a fost bătut de Iohannis în dreapta prutului pentru prima dată. Folosește OBS și atunci poți să inviți cât vrei. Folosesc OBS, dar cine? Pe cine? Cum să invit? Fac? Cum să inviți oamenii? Pot să fac o conferință Skype sau o conferință Facebook, pe care să o retransmit după aceea pe YouTube sau pe Facebook, pe o pagină sau pe profilul meu. Dar altfel, ce să faci în OBS, ca ce sursă, de unde sursă? Adică eu stau pe OBS cu webcam-ul meu, mă sună oamenii, nu știu cum, nu știu cum. Eu OBS folosesc acum ca să retransmit pe YouTube, după cum vezi, captez ecranul și transmit dincolo. Și în România e rău de tot, și în Basarabia. Te întreb, când se va trezi acest popor adormit, Lucian Popovici? Acest popor adormit e o chestie abstractă. Acest popor adormit e format din indivizi, ca mine, ca dumneata, ca Iohannis, ca Dăncilă, ca o grămadă de deputați socialiști au cetățenie românească, vreau să-ți spun, da? Și cine nu au, toți sunt majoritatea etnici români din Basarabia. Și ei sunt treziți, dar au pofte mai mari decât merită și au gânduri ascunse și au o ipocrizie pe care au învățat-o și în școală, și în biserică, și de la televizor, o sfântă prefăcătorie pe care o găsești în toate partidele. Și deci acest popor degeaba e treaz dacă una spune și alta face. Tot ce nu lucrează în Moldova e de vină comunismul sau altcineva. E mai ușor să dai vina pe cineva, mai greu și mai greu e să recunoști vina proprie. Schimbarea trebuie să înceapă de la fiecare. Tatiana Todos, fii capitanul nostru. Da, cred că asta e problema. Problema e în noi, în frica noastră de a ieși în stradă, în lenea noastră de a citi niște legi ca să știm ce prevăd acele legi, ca să ne cunoaștem drepturile și să le cerem apărarea lor. Alexandru Nevadovski, azi să vedem dacă reușești să intri cu mine în direct. Deci, problema noastră e în noi și salvarea noastră tot din noi trebuie să vină. Trebuie să ne luăm soarta în mâini și să nu mai dăm vina pe guvernanți, pe comuniști, pe ruși, pe sovietici, pe găgăuți și tot așa. Alexandru, salut! Salut, Oleg. O să dau un pic mai tare ca să te aud. Sper să nu facă microfonie. Da, nu o să fac. Da. Vreau să spun părerea mea. Am 30 de ani. Mă uit la tot situația asta politică din țară. Vorbim cu băieții, mai discutăm. Oleg, părerea mea, încă o dată, repet. Este nevoie de action. Action. Da, eu știu, tu ești pacifist, eu într-o oarecare măsură tot sunt pacifist. Ce ține de situația noastră politică, este nevoie de un action absolut curățare totală, să iasă tot poporul. Eu nu instig la ură, la bătaie, pur și simplu altă ieșire din situație nu văd. Eu lucrez aici în țară, Oleg, și evident că am multe propuneri să plec peste hotare, să lucrez, să fac bani, dar pentru ce? Stau și mă întreb, pentru ce rămân eu aici în țară? Eu sunt dintre persoanele care probabil sunt puține, care vreau să rămână aici în țară și să fac ceva. Eu sunt fără cetățenie română, n-am nimic împotriva persoanelor care au cetățenie, dar pentru ce rămân? Să mă uit la tot bardacul ăsta care se întâmplă 5 luni de zile, Oleg. Au venit, ai ascultat-o azi probabil, Sandu. Ai auzit cifrele care au venit în țară. Și hai să fim serioși. Da, sunt donații, dar sunt și credite, Oleg. Sunt credite și cât de tare noi n-am spune că guvernul lui Filip, lui Plahotniuc, au adus încoace bani. Toate au fost credite. Toate noi să le plătim, Oleg.
Ați le plătim și pe astea care le-au luat Sandu, ați le plătim și pe astea care ați le iei. Probabil, eu mă gândesc că greceanii, nu asta să amele idei. Dar oricum, eu asta nu pot înțelege și cred că, încă o dată spun, este nevoie de action. Bun, sper că acest action se încadrează în limitele codului penal și a legilor despre meeting, întruniri sau legea despre petiționare sau contencios administrativ. Deci astea forme de action eu înțeleg. Să protestezi, să dai în judecată, să te asociezi ca să faci, eu știu, sindicate, ONG-uri, partide și să te exprimi. Libertate de exprimare. Pe internet, pe Facebook. Corect. Corect. Asta într-o țară democratică. Luând în considerație că noi suntem democrați, nu, am în vedere, suntem o țară democratică, avem o Constituție, avem libera exprimare, avem tot ce se poate de avut într-o țară liberă. Eu mă simt liber, eu pot să spun că cu tine să vorbesc, tu mă rog, tu tot ai dreptul la ieșiri. Dar oricum, când tăt-i putred, Oleg, tu trebuie să știi că tăt-i putred în țara asta. Într-atât ai putred că pur și simplu te uiți la aceeași persoană care merge, eu sunt fumător, dar eu nu-mi permit să arunc chiștocul ăsta, să-l arunc. Ia ca de la ce se începe, de la ce că mergi pe drum și vezi că tăt-i putred, de la trotuare, de la pavaje, de la toate chestiile astea lor care ei le fac, tăt-i putred, Oleg. Care întruniri? Cine ne ascultă pe noi? Tu nu vezi cum ce face Maria Olar când iese. Și persoană publică care lucrează în guvern îi spune ce face aici duși lucrează? Asta într-o țară democrată? Hai să fim serioși. Bine, Oleg. Te-am cuprins. Succes la tăi. Noroc. Dacă nu știi să eu mulțumesc. Eu am vrut doar să-i reproșez la Alexandru că el zice... Eu nu arunc chiștocul. Da, dar ești fumător. Știi de ce e problema asta? Pentru că poluezi, fumul tău se împrăște în toată casa, la fumători pasivi din familia ta, de cei care îți miros fumul de la balcon sau din stație sau pe unde mai fumezi tu pe stradă. Arunci chiștocul, care e foarte poluant și acela. Nu-l arunci oriunde, dar l-arunci la gunoi. Să prinde tomberonul sau dacă nu se prinde tomberonul oricum, o grămadă de chestii periculoase sunt în mucul acela de țigară. Și după aceea, tu cheltui din banii tăi ca să-ți distrugi ție sănătatea. Sănătate pe care după aceea din bugetul public trebuie să o reparăm. Nu? Prin medicamente compensate, prin tratament de tuberculoză care e gratuit, tratament de cancer care e gratuit, adică întreținut din bani publici. Și tu știi că scrie pe pachetele cele de țigări că e o travă, că nu-i bine, sunt foarte accizate. Dai o grămadă de bani pentru ca să te sinucizi, să te omori. Și din coace zici că tu vrei bine, că ești un cetățean minunat și exemplar. Eu nu înțeleg pe cetățenii care zic că politicienii sunt răi, că ne vor rău, dar ei își fac mai mult rău decât politicienii. Ei își distrug sănătatea mai mult decât politicienii care nu fac nimic împotriva poluării, de exemplu. Deci eu nu am încredere în astfel de cetățeni. Ion Tabor încearcă de nou să participe în discuție, să văd dacă reușește măcar de data asta. A reușit. Ion, noroc, hai. Noroc să las seară bună la toți. Da, noroc. Da, e o poziție foarte dificilă și subtrecută astăzi. Știți cum. Dar e un teatru. De ce? Au picat guverne unul după altul. Nu uita Partidul Social-Democrat din România și a destituit două guverne acum un an sau acum doi ani. Păi sunt de acord, dar nu trebuie comparat cum acolo a destituit și cum aici. Urmări cum acolo. Da, să vedem ce a făcut acolo Dăncilă și ce se întâmplă la noi. Știți cum? Sunt de acord sunt de acord cu poziția guvernului Maia, Sandu, că au vrut să facă modificări legea cu privire la procuratură. O poziție foarte, să zicem, corectă,
un procuror independent și am văzut cu ce s-a terminat toată situația. Asta. Păi cum o să fie procuror independent dacă îl numește prim-ministru? Prim-ministru care e liderul unui partid. Păi, dar cât de independent poate fi procuror? Păi n-l avem astăzi. E așa, e interimat, să zicem astăzi. După ce s-a întâmplat astăzi, urmările. Clar că până la anul nou. Și nu se întâmplă. Ai dispărut puțin, ai apăsat pe ceva și ai dispărut, dar acum te auzi. Da. Nu mai suci telefonul, că să ai cu picioarele în sus. Dar nu înțeleg cum, Ionuț. Ia n-arvăt, nu ce se întâmplă. O clip. Nu contează. Hai vorbești că ești acum. Picioarele în sus sau nu? O clipă. Ceva dat se întâmplă în rețea. Ori eu nu fac corect. O clipă. Da, cred că ai apăsat. Încă o dată. Ionuț, ceva dat se întâmplă. Da. Se întâmplă ceva. Nu ajută băiatul cum. Ia cum stau. De ce stau așa? Este tactile, este nervoasă și îți apar tot felul de notificări și întâmplători. Apăși una și se deschide altă aplicație și de asta se întâmplă așa. Știu. N-ați văzut că și eu am pățit mai devreme. Am vrut să activez participarea în emisiune. Hai că ești Ion. Uite, acum stai bine. Ești bine în cadru, te auzi și te vezi. Vorbește. Dar vedem ce a să fie până la anul nou. A să fie așa o situație amorfă, încordată. Și n-a să se rezolve nimic până la anul nou. După anul nou, iarăși răzbunare. Nu excludem faptul de o alegere anticipată parlamentară de stat, la nivel de stat. Și iarăși cheltuieli adăugătoare. Eu mă uit și urmăresc după critica care o primim din partea vecinilor, românilor. Critica acelui președinte, Klaus Iohannis. Bravo! Îmi pare bine că are o critică dură și să zicem așa, o susținere pozitivă. Ia că așa e bine. A guvernului Maia Sandu, fiindcă guvernul a avut și are intenții serioase, cel puțin în reformele justiției. Mai urmăresc după toate publicările care și pe Facebook și nu numai, că toate investițiile practic care au fost primite, alocate din peste hotare în reformele justiției, o mare majoritate sau practic toate investițiile au fost făcute în reparațiile capitale a sediilor judecătoriilor. Și asta e. Dar nu în modificările esențiale care necesită a fi făcute, o lustrație, să zicem așa, în reforme. În reforma justiției, în procuratură. Mă uit, îl urmăresc fără supărare chiar și pe celălalt Pavel Grigorciuc, Eduard, avocatul. Așa ar trebui activ de luptat și discos la iveală adevărul, injustiții. Asta e. Bun, Ion, mulțumesc pentru opinie. Am publicat și o părere a ta despre sistemul penitenciar. Da. Pe curaj, vă mulțumim pentru contribuție și pentru participare. Sper că știi să ieși, dacă nu poți apăsi eu pe buton și te scot să recuperăm locul pentru alții. Da, mulțumim. Ok. Sănătate. Ciao. Republica Moldova e în aceeași situație ca Belarus, controlată de Rusia, zice Vudu. Eu. În plus, Rusia conduce Republica Moldova pe banii proștilor de români și europeni. Complicată situație, dar situația, părerea omului e complicată, dar situația Republicii Moldova, într-adevăr, e complicată, nu e deloc simplă cum încearcă unii să o prezinte. Brega, dar dumneata, de unde ești, dacă nu te supe, Stan Mălin? Îți de acasă, îți de la mine. Caută pe Google, Oleg Brega,
CV, de exemplu, sau origini, sau cum vrei tu, de unde e Oleg Brega? Și o să găsești o grămadă de texte, fotografii, video și o să te edifici. Acum sunt drumul taberei, la București. Stan Mălin, ești feminist, dar gândește că duce țara de râpă. Cine? Viorica Dăncilă? Mai de râpă o duce decât o să o ducă, de exemplu, guvernul lui Iohannis? Credeți că îi mai brează guvernul Orban? Să vedem. Eu am îndoieli că PNL ar fi mai breaz decât PSD. Să nu uităm că au fost la guvernare împreună și se numeau USL. Da? Până mai ieri. Deci nu mi-i prezentați pe socialdemocrați ca demoni când național-liberalii au guvernat împreună cu ei. Republica Moldova rămâne pentru încă 20-30 de ani o colonie a Rusiei. Sigur, numai atât, că 20-30 de ani trec repede. Așa au trecut ultimii 20-30 de ani. Cum îți explici că Rusia, cea mai mare țară de pe planetă, cu resurse naturale nelimitate, atracții turistice și fără limită, niciodată ocupată de nimeni, este și a fost întotdeauna săracă și violentă? Haideți să vorbim totuși despre plaiul meoritic de pe ambele maluri de Prut. Rusia e prea mare și prea departe și prea necunoscută ca să ne dăm cu părerea într-o astfel de dezbatere de, eu zic, maxim o oră în care ne-am propus să analizăm crizele politice de peste Prut. Îmi pare rău cu transmisiunea live. Pe YouTube merge foarte prost. Îmi dă probleme browserul ăsta. O să încerc altă dată cu alt navigator de internet. S-ar putea să fie din cauza operei. Dar poate fi și internetul de la Digi o problemă. Încă suntem în căutarea unei soluții în locul Google Hangouts, care a fost o platformă minunată de exprimat altă dată, până s-a închis, nu știu de ce. Germania de Est s-a reunit cu cea de Vest, deoarece asta și-au dorit cei din Est, reunirea. În Republica Moldova doar 30% își doresc reunire cu România, conform ultimului sondaj, iar în România sunt 70% pentru reunire. Bună matematică, nu? 30 cu 70 fac 100. Și dacă o să ne unim așa ca în 18 sub Imperiul unui război sau temir ce alt caz de urgență, atunci referendumul făcut post factum va confirma că toți românii, majoritatea românilor și-au dorit unirea și deci Parlamentul de la Chișinău și cu Parlamentul de la București au votat exact ce trebuie. Mi se mai plâng cei de pe YouTube că nu prea merge, da, am văzut că e o problemă, dar am încercat să facem altfel, nu ne-a reușit. Măi, oameni buni, voi nu vedeți că în Europa de Est, de UE, nu există bunăstare, libertate sau justiția adevărată? Insistă Super Mario și se referă la, de exemplu, Republica Moldova sau Ucraina, că astea sunt țări la Est de UE. De parcă în UE peste tot e frumos, e roz, dincoace de Prut, de exemplu. Ce, unde era un comentariu la care am răspuns aici? De pe Facebook, să mai vedem acum comentarii. Iar s-a oprit. Pare rău pentru cei de pe YouTube. Dar oricum, probabil vom închide de grabă și sper să recuperez înregistrarea video de aici, de pe telefon sau de pe Facebook și o voi încărca din nou pe canalul meu de YouTube ca să fie continuă, fără întreruperi. Pot să mai fac un refresh, dar e ultimul, după care o să încerc să găsesc comentariile sau întrebările la care n-am răspuns. Hai să le încep de jos. Cum se face că multor moldoveni le place cetățenia și pașaportul românesc, dar le displace unirea cu România? Pentru că moldovenii, ca și alți români, văd cât de săracă, coruptă, birocratică e România și de asta nu-și doresc unirea a două sărăcii, a două mafii, a două biserici hrăpărețe, Biserica Ortodoxă Rusă cu Biserica Ortodoxă Românească, de exemplu. De asta oamenii nu-și doresc
unirea. În mare parte ei devină propaganda sovietică, un veac de manipulare, de spălare de creier. Dar decât să vină o altă propagandă românească, alte spălare de creier de dincoace de prut, lasă-i mai bine să existe așa, un stat independent, cum e Austria, stat germanofon, independent, n-ar fi o problemă să avem două state românești în Europa, am avea și mai multe voturi la Consiliul Europei și la Uniunea Europeană, deci haideți să extragem avantaje din acest dezastru geopolitic care a fost croirea Republicii Moldova de către Stalin după ce a împărțit Europa cu Hitler. Cam toți politicienii noștri ne-au furat 25 de ani din viață, dar cum știți că timpul nu are valoare, zice Constantin Rogai și n-am înțeles care e ideea lui. Cristian Marin zice toți sunt corupți și eu cred că asta e greșit să spunem despre toți că sunt corupți, nici măcar când vorbim despre toată etnie, despre toată nația. Pentru că nu mai sunt chiar toți corupți, iar Cristian Marin se referă la PNL și PSD, că e aceeași mizerie. Dar acest PNL și PSD sunt votați și au ca membri milioane de români, care, iată, și acești români sunt diferiți, dar la fel de toleranți la corupție. De la Galați te văd, nu te-am mai văzut de mult, zice Petru Iasom. Petruș Iasom, Jasom. Bine, Petruș, mă bucur că ne privești de la Galați. Alexandru Nevandovski zice mulțumesc pentru critică și e cel care a participat în direct și a zis că trebuie acțiune, acțiune. Da, 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 ca să fie acțiune trebuie să ne mișcăm. Încerc, de exemplu, vă îndemn acum când vine iarnă să faceți proteste, mișcate, să nu stați pe loc că vă îngheață picioarele, da? Luați lozinca în mâini și vă mișcați pe loc. Și în felul ăsta oamenii care merg într-o lebus sau în tramvai vă văd și vă încălziți picioarele, deci mișcare, acțiune. Dăncilu a făcut pe dracu, zice Ionuț Axel. A făcut și ea ce a putut femeie. Prima femeie prim-ministru a României și prima candidată la președinția României care a ajuns în turul 2. Așa e celor care merg pe cărări nebătătorite. E greu. Ăsta e omul care cred că mereu pe altul în loc să sfătuiască și să ajute. Nu știu la cine se referă. Dacă Maia Sandu și-ar analiza greșelile, ar putea să devină rapid un lider național, dar când declară că toți din jur sunt de vină, mai puțin tu însăți, apoi aici ea și-a arătat limitele, ca și lui Dăncilă. Soarta i-a dat o șansă pe care nu a fost în stare să o folosească. A obținut ceea ce a meritat și da, degeaba ai intenții bune și onorabile dacă nu ești în stare să le implementezi, zice Tigru Siberian. Așteptăm ca Pământul Moldav să dea naștere unui lider cu gândire realistă și adecvată. Eu nu cred în lideri, în Mesia, în mântuitori. Eu cred în deșteptarea unei mase critice de oameni din acea etnie, societate, grup, nație, ziceți-i dacă vreți, care să crească nivelul de inteligență medie. Și cineva zicea că, Doamne ferește, chiar băiatul ăsta, Alexandru, zicea, totul e putrid în țara asta. Da? Să vezi ce putrid era acum 25-30 de ani. Dar să vezi ce putrid e acum în Belarus sau în Iran sau în Arabia Saudită, de exemplu. Deci, haidem. Avem atâtea pârghii, atâta libertate acum. Haideți să le folosim că s-ar putea să nu dureze mult. Nu mă bag, dar știu că uleacă prefăcuți consum alcool de tot felul, orice mărime. Probabil că ar trebui să ne asumăm cu demnitate și responsabilitate vinovăția și fiecare din noi e vinovat și abia atunci se va pune capăt hoției, zice Claudio Antohi. Da? Deci suntem un pic de vinovați, să ne presurăm cenușă pe cap și să ne gândim cum am putea să oprim flagelul ăsta care înseamnă nănășism, cumătrism, dare și luare de mită, tot în jur că se cumpără și se vinde și după aceea zicem Doamne iartă-mă sau Doamne ajută și gata, ai scăpat de răspundere și de vină? Nu merge așa. Cum să iasă tot poporul dacă 60% sunt indiferenți? Constantin Rogai. Poate nu doar indiferenți, dar și complici
60% se înfruptă de la masa boierilor sau fac tranzacții cu boierii sau speră să ajungă la masa ca boier. 60%. Poate chiar mai mult. Constantin Marinei de, Cristian Marinei de replică lui Cristian Rogai. Pe Maia Sandu așa alege-o. Ce să fac cu Dăncilă, la cât de tută este? V-am zis, tocmai atacurile astea și eticheta de proasta a satului mi-o fac simpatică. Eu simpatizez cu cei loviți, cu cei slabi, cu cei marginalizați. Și incidentul de azi de la CEX-ul, de la PSD, și faptul că femeia a plâns din cauza lui Manda, asta mi-o face simpatică și s-ar putea, anume din motiv de solidaritate și de empatie cu această femeie care a ajuns pe culmele politicii românești, să o votez la turul 2. Oricâte ar avea și chiar cu riscul de a ajunge prezidentă, dar nu există așa risc, deci nu vă faceți griji. Am înțeles că și acolo e aceeași sărăcie ca și aici, dar totuși nu mi-ai răspuns la întrebare. De ce le place pașaportul românesc, nu și statul român? Pentru că sunt oameni raționali și știu să înțeleagă, știu să aleagă. Pașaportul românesc îți dă posibilitatea să ajungi în Europa și cei mai mulți și-au luat pașaportul românesc și au plecat în Europa, pe când statul român de corupt, de birocratic, de sărac ce este, nu prea multă lume își dorește să vină aici, decât poate ca o etapă de tranziție să treacă și prin Ungaria și prin Cehia și să oprească în Germania. Oare de ce au plecat milioane de români din Românica? Români jet be jet, care niciodată nu au fost basarabeni sau nu au fost altfel de moldoveni. Pentru că sunt rupți în fund acasă și li se pare că e mai bine peste hotare. De ce n-ar trebui un procuror ca Codruța în Republica Moldova? Nici un procuror ca Codruța nu poate să lichideze corupția cum n-a reușit Codruța să lichideze corupția în România. Ați văzut ce a făcut corupția din România? A scos-o pe Codruța și a trimis-o în Europa. Ea acum luptă cu corupția de la nivel european, iar corupția a rămas aici în România, doar că are altă culoare acum, se numește altfel. Decât să ai și ciumă și holeră, mai bine să ai numai una. Dar nu mai bine să fii sănătos. În România, pensionarii încă decid viitorul tinerilor la vot. Ionuț Axel, cred că și asta e greșit, să dăm vină, dacă nu pe străini, dacă nu pe KGB, dacă nu pe Ciuma Roșie, să dăm vină pe bătrâni. Fugi, băi, de aici, tu știi câți bătrâni am văzut la protestul Rezist din Piața Victoriei, la care pe tine mă tem că nu te-am văzut, care zici că ești tânăr nedreptățit de bătrâni. Oleg, nu doresc unirea pentru că sunt manipulați, insistă Iurie Bursuc. Da, sunt și manipulați, spălați pe creier, dar sunt și unii raționali, ca mine, de exemplu, care am devenit foarte sceptic, când, iată, de exemplu, azi la TVR, am văzut un reportaj, singur reportaj despre Republica Moldova, înfrățire prin credință, despre preotul dintr-un sat de peste Prut, care a trecut Prutul înalțat cu același nume, ca să facă slujbă unificatoare. Fugi, băi, de aici, să ne unim ca să îngroșăm mafia bisericească? Nu, mai bine nu. Măcar acolo, în Republica Moldova, măcar preoții și călugării nu au salarii de la stat. Am vrut să mai zic, dar măcar atât. Și măcar acolo populația nu e chiar atât de habotnică ca aici. Măcar acolo oamenii sunt mai raționali. Dincolo de Prut, amintesc că eu sunt la București, în drumul taberei. Cam asta a fost, cam atât am avut. Maria Olar mi-a scris, nu mi-a scris. Și probabil a constatat că a ratat ocazia să intre cu mine în dialog. A, da, a scris un comentariu acum și îl citesc comentariu. Și după care probabil o să închid pentru că e aproape ora 10 și am vorbit aproape o oră. Cum putem să-l dăm jos pe Dodon? Este vreo modalitate? Cea mai corectă și mai legală și mai pașnică e să-l dați în judecată dacă a făcut ceva penal și va fi lipsit de imunitate și va fi arestat, sau să mergeți la vot
și să votați împotriva lui. Să votați un alt candidat, mai bun decât Dodon și decât oamenii lui. De ce socialiștii știu să se mobilizeze, iar noi cu alte viziuni, tineri, basarabieni, români și oameni care au alte viziuni de mult timp și uite că nu putem reuși să dăm jos ciuma asta roșie. Haideți să învățăm de la socialiști, de la socialdemocrați. Uitați-vă, cel mai puternic partid din România este socialdemocrații, deci un fel de socialiști. Cel mai puternic partid din Republica Moldova, tot socialiștii care au doctrină de stânga, dar comportamentul e mai degrabă populist, șovin, habotnic, antidrepturile omului, pentru că moldovenii sunt prefăcuți, ipocriți, spun că una le place, dar vor să fie mințiți frumos, vor să li se spună povești. Pentru că așa sunt majoritatea românilor, nu doar moldovenii. Stați pe loc până o termină prea mult fericitul catedrala, că vă pune și pe voi să donați. Exact, de asta nu vrem să unim, pentru că tot bugetul Republicii Moldova s-ar dizolva în mega catedrala de lângă Casa Poporului, care înghite miliarde din banii publici. Ai dreptate, dar cum îți explici avantajul lui Dăncilă față de Barna, un candidat mult superior, întreabă Ionuț Axel. Pentru că erau 14 candidați diferiți, deosebiți și electoratul lui Barna e unul pretențios, inteligent, care dacă Barna a spus vreo tâmpenie sau a ieșit cu Lozinca, fericită România, sau a apărut investigația Rice în care spune că el nu a gestionat foarte corect niște bani europeni, sau a văzut că nu-i critic la adresa președintelui Iohannis, acei oameni fie nu s-au dus la vot, fie s-au dus și au votat contra tuturor, fie s-au dus și au votat un alt candidat. Deci electoratul lui Barna, spre deosebire de electoratul Viorica Dăncilă, e mai mofturos. Da? Deci electoratul USR Plus l-a pedepsit pe Barna pentru îngânfarea lui. Dacă vor fi alegeri anticipate, vei participa? Ai greșit când ai fost în turul 2 în circumscripția 50, ai fi avut 100%. Da, sigur, fugi băie de aici. Cât a luat necunoscut aceea pe care a mângâiat-o pe cap icoana Maicii Domnului Maia Sandu? A luat o grămadă. N-a luat cât Maia Sandu, evident, dar i-a bătut pe toți. Eu aveam doar șansa să ies pe locul 2. Ce mă interesează pe mine să ies pe locul 2? Și am vrut să comunic cu oamenii. N-am vrut să merg pe calea cea mai facilă, cum a fost data trecută, să strâng semnături de la 500 de oameni din toată Republica, ci m-am dus să văd cum funcționează legea ce e făcută de socialiști împreună cu democrați, sistemul cel mixt. Și am încercat în circumscripție 33 să comunic cu oamenii. Și am comunicat cu oamenii, am strâns semnături, dar iată funcționarii electorali socialiști și ai blocului acum, inclusiv din Comisia Electorală Centrală și cei din Consiliul Electoral de Circumscripție, m-au respins în stil mafiot. De asta și-am făcut pagina mea, se numește acum Candidat Exclus de Mafie, pentru că m-au exclus. Nu s-a întâmplat asta nici în 14 când candidam, a încercat urâtul cu Cecan și cu Volentir să mă scoată din cursă, de altfel s-au votat de două ori pentru mine atunci ca să-mi valideze acele 2000 și 200 nu știu câte semnături. Au încercat să mă scoată și în astă iarnă când am candidat la parlamentare în circunscripție 50. Vă amintesc că, cum îl cheamă, șeful Comisiei Electorale circunscripție, pretorul de Buiucani, am uitat cum îl cheam, am un lapsus, mi-a invalidat mai mult de 200 de semnături, dar am vrut să mă judec cu el, numai că CECO a zis că nu acceptăm noi așa contestații scrise pe e-mail. Da? În secolul 21 ei au refuzat o contestație scrisă pe e-mail. Și n-am reușit să strâng semnături pentru... Unde am mai candidat eu? La legile locale. La legile locale n-am reușit să strâng 10.000 de semnături pentru că e legea nasoală și am candidat din partea unui partid și n-am trecut.
Deci, iată de ce n-am cam îndedat pe circumscripția 50, pentru că mi-a făcut o boacă Maia Sandu astă iarnă, când am cerut să candidez împreună cu ei, din partea lor cumva, și ei nu mi-au spus nimic, nu m-au informat, au pus-o pe Maia Sandu în circumscripția în care am vrut eu, și pe Andrei Năstase în cealaltă circumscripție în care am vrut eu, și pe Oazu Nantui, care nu are nimic cu Sângerei, l-a pus în circumscripția mea de la Baștă. N-a fost să fie. Ce comentarii mai avem aici? Cam atât, am zis că o să închidem. Te-ar interesa să te înscrii vreun partid din România și care ar fi? Da, mă interesează și sunt 170 de partide înregistrate în România, deci n-are rost să creez un alt partid, chiar dacă e posibil cu 3 oameni să înregistrez. Un alt partid îmi este simpatic, Demos. Am descoperit acum partidul ăsta nou, PNR, Partidul pentru Noua Românie, dar simpatici îmi sunt și USL și Plus. Deci o să mă gândesc când o să vreau să candidez, dacă o să fie locale, poate o să candidez independent, poate o să mă asociez cu vreunul dintre partide cu care să pot candida. Crezi că mâine va fi propus Năstase prim-ministru sau sunt povești, poate? Giova, Schiau. Cred că sunt povești și socialiștii nu cred că își doresc Năstase prim-ministru. Dar nu m-ar mira, orice e posibil, cum a fost posibil, de exemplu, Nicolae Timofti, președinte, un judecător despre care nimeni nu s-a gândit niciodată că poate fi nu doar propus, dar și votat președinte. Nu m-ar mira ca Andrei Năstase să fie propus la funcție de premier și Maia Sandu vicepremier, poate chiar la poliție, ar fi extraordinar, nu-i așa? Maia Sandu șefă pe poliție și să facă acolo niște reforme cu camere de supraveghere la examenul de intrare în poliție, ar fi minunat. Așa da, așa mi-ar place. Dar Andrei Năstase premier, la cât el de bombastic și de umflat ca un curcan, mai umflat decât Dodon, sau se compară? Dacă aș vrea să donez unei biserici, o pot face în nume personal, dar nu vreau să plătesc impozite și să donez statului din banii mei, zice Petruș și foarte bine zice. Așa cred că trebuie să fie statul separat de biserici, nici de cum să nu ne fure bani de la gura copiilor, de la spitale și să dea bisericilor. Mai ales, iată, pe la mega catedrale, proiecte faraonice. Crezi că am învățat lecția de data asta blocul acum? Eu nu știu dacă e ceva de învățat. E foarte posibil că blocul acum chiar a provocat criza asta pentru că n-a mai vrut să asocieze cu socialiștii, pentru că a văzut că Andrei Năstase a pierdut de când s-a luat la întrecere habotnicie cu Dodon și au gândit să taie poala și să fugă pentru că se duc la fund împreună cu socialiștii. Sau invers, socialiștii stau deasupra, dar ei se neacă de sub în tandemul ăsta nefericit. Poate că intenționat au provocat. Dodon așa și spune, chiar l-am văzut azi într-o emisiune la Moldova 1, el zice că Maia Sandu n-a mai vrut să-și asume răspundere, că e mare criză, că e mare dezastru, dau ei exemplu, mai ales că o grămadă de accidente, da, din cauza guvernării accidentele se fac pe șosele, nu din cauza șoferilor e responsabil. În opinia ta, Maia și-a îndeplinit funcția de prim-ministru. Ioane Guțanu, dacă ești vărul meu, te salut. Nu, s-ar putea să fie alt Ion Guțanu. Da, eu sunt satisfăcut de prestația Maia Sandu. Am mai multe critici la adresa lui Andrei Năstase. Nu știu dacă trebuia demis acest guvern, dar dacă a apărut așa criză, iată, constatăm faptele. Dar tu vrei să fii președintele Moldovei, întreabă Nadia Radu. Eu chiar am încercat să candidez la președinția Moldovei, am strâns vreo 1000 de semnături în 2016 și când am văzut că semnăturile celor care le-au prezentat în câteva ore de când au primit listele de subscripție au fost validate, am zis, băi, asta nu-s alegere, asta nu-i democrație. Am renunțat la acea cursă electorală și am zis că e mascaradă. Și iată s-a demonstrat că e mascaradă, democrații l-au retras pe lupul fără ca el să știe, fără ca el să vrea. Au declarat că o susține pe Maia Sandu, dar în teritoriu susțineau și îndemnau membrii și simpatizanții să-l voteze pe Dodon. Și iată
A câștigat Dodon. Dar ei declarau că o susțin pe Maia Sandu ca să o tragă în jos ca o piatră de gât. Nu e așa că Băsescu dădea o mână de ajutor Moldovei, decât Iohannis. Lasă-mă cu Băsescu, pe timpul lui Băsescu, frate meu Ghenadi încerca să obțină cetățenia românească și n-a reușit decât după ce a dat statul român în judecată. A fost primul basarabian care s-a judecat cu România pentru că îi refuza redobândirea cetățeniei pe care o moștenisem de la bunicii noștri care s-au născut în România Mare. Deci Băsescu a fost un demagog, iar Iohannis e un demagog mut. Și un populist. Ați auzit ce slogan de campanie are? O Românie normală. What? Ca coi normală, băi? Național-liberală, asta înseamnă normală. A luat prăjina înainte ca să nu vină Dăncilă cu normalitate, pentru că referendumul acela, vă amintiți, acum 2 ani era pentru o Românie normală. Ce înseamnă normală? Am văzut un comentariu de al Mariei Olar, dar nu-l mai văd. Acum am vrut să-l citesc, măcar atâta compensare să-i fac femeii că n-a putut să participe în discuție sau în dialog cu mine și inițial pe ea contam cel mai mult pentru că a fost singura care a zis că da, participă în discuție. Uitați-vă la Andrei Donică, deja s-a așezat în scaun și pe internet, zice Maria Olar și se referă la activistul civic, politicianul, liderul de partid sau de organizație social-politică care l-a stropit, vă țineți minte, cu lapte pe un ministru în stradă, a făcut un mega protest cu 5 rulote pentru oamenii străzii și acum a candidat în cel mai mic sătuc din municipiul Chișinău și a câștigat primărie cu 191 de voturi. În total, nu diferența față de celălalt candidat. 191 de oameni au votat pentru Andrei Donică din aproape 700 de alegători. Și omul e primar acum, și are consiliu de 9 oameni întreținuți din bani publici. E o anomalie satul Colonița, care primărie, dar dacă ăștia de la guvernare nu s-au grăbit să facă o reformă administrativă, probabil pentru că n-au considerat prioritar sau poate pentru că socialiștii s-ar fi împotrivit, iată, avem primării în sate atât de mici încât nu-și permit din impozite să plătească nici încălzirea sediului primăriei, dar anumite salarii pentru angajați și tot așa. Dar unde nu-i cap, vai de picioare. Și iată, Andrei Donică e primar în cel mai mic sat din municipiul Chișinău. Și face valuri. Bine, bravo. Să vedem dacă o să fie o trambulină bună pentru el, pentru politica mare, pentru că o să apară la ședințele primăriei Chișinău, va fi convocat din când în când, să văd cum o să se împace cu Andrei, cum îl cheamă, Ion Ceban, primarul Chișinăului, s-ar putea să iasă un circ interesant. S-ar putea acum Andrei Donică să duc să-l tragă de urechi pe Ivan Ceban, când Ivan Ceban odată îl trăgea de urechi pe Dorin Chirtoacă, îi consider capabil pe ambii de astfel de chestii și deci circul continuă și oamenii vor continua să voteze clown. Clownul mai bun, mai haios. Am înțeles că și acolo e aceeași sărăcie, că și aici, ca și aici, dar totuși mi-ai răspuns la întrebare. A, am înțeles. Petruș Iason a mai citit odată comentariul ăsta și am răspuns până la urmă. Sper că am răspuns la întrebare. Dacă ți-ar propune să fii ambasador în Statele Unite, ai accepta așa misiune? Întreabă Roman Rahubenko. Nu m-ar mira să vrea să-mi închidă gura și să mă trimită undeva peste hotare, dar mă tem că nu vor propune asta pentru că eu și ambasador fiind pe internet, care e o chestie globală, îi voi săcăi cum fac aceia, familia aceea de nesuferiți Andrei Bolocan și cu Nata Albo, din Canada deranjează guvernarea de la Chișinău. Deci, de ce să mă exilez? Unde să mă exilez ca să nu mă exprim critic la adresa guvernării? Cu atât mai mult în Statele Unite. Am fost chemat odată de Comisia Helsinki din Congresul American să vorbesc despre violențele din aprilie 2009 și am zis că nu călătoresc așa departe. Am preferat să le fac un video și să le pun pe YouTube și să le dau link-ul ca să-l vadă ei în ședința aceea de comisie, dacă chiar vor să știe ce se întâmplă în Republica Moldova. Ăsta e și un motiv ecologic, ca să nu consumăm
gazolin sau ce folosesc avioanele ca să zboare peste hotare. Și Statele Unite îmi sunt dragi la distanță, departe, dar nu vreau să ajung în Statele Unite nici ca ambasador. Dacă te-ai hotărât să candidezi în România la locale, pentru ce ai candida? Vreun sector din București sau ceva din provincie? Mă gândesc serios la primăria orașului Bragadiro, unde am fost nedreptățit de câteva ori și unde am câteva procese de judecat. Și iată e aici, la o rângătură de băț, alături de sectorul 6, de drumul Taberei, unde locuiesc eu. Deci e posibil să candidez independent sau din partea la vreun partid la primăria Bragadiro. Acum înțeleg că conduce Bragadiro un primar penelist, corupt, care a fost arestat de la el, de la serviciu, după aceea în arest la domiciliu, nu-mi dau seama. Dar iată, nu m-au lăsat să intru nici în Consiliul Orășănesc Bragadiru, nu m-au lăsat să filmez în ședința în care interziceau un meeting în biroul viceprimarului. Acum pregătesc o cerere la CEDO din cauza acestor abuzuri ale poliției locale, jandarmeriei și poliției din Bragadiru. Și am multe alte motive să mă implic în viața acelui oraș și cred că e pe potriva intereselor mele de politician începător. Și sper să pot aduna destule semnături ca să pot candida. Ce se întâmplă de acum cu Guvernul Republicii Moldova și cu Moldova în general? Alegeri anticipate? Valer Foris. Da, aș vrea eu alegeri anticipate. Mă întorc în Moldova, încep a aduna 2000 de semnături, ca în 2014, dar mă sperie din nou pragul electoral de 2%, pe care până acum încă nimeni nu l-a trecut. Și astea 2000 de semnături nu sunt ușor de adunat, mai ales când știi că trebuie să adun cu mult mai multe, pentru că ei le invalidează, ați văzut, cu pretexte, cu motive subte din deget. Și deci, da, aș vrea să candidez, sper să fie alegeri anticipate, dar e posibil ca mafia să nu mă lase nici de data asta să candidez. De aceea mă gândesc cu speranță la localele din România. Oameni buni, haideți că ajunge să văd dacă mai sunt întrebări și pe YouTube. Probabil merge transmisiunea acolo, s-a restabilit. Mă înjură, nu știu care, 21 de spectatori sunt aici, unul mă înjură. A fost degeaba tot video, n-a funcționat deloc în timpul, tot timpul fiind blocat. Încercăm să rezolvăm treaba. Deocamdată fără Google Hangouts, orbecăim, căutăm soluții. Nu știu ce să facem. Dați-ne soluții. Dacă există vreo alternativă la Google Hangouts, sugerați-ne. Dacă nu, uite, 80% din timp a fost blocat. Îmi pare rău. O să extrag video de pe Facebook și o să-l bag pe YouTube ca să-l vedeți integral sau îl găsiți pe pagina mea de Facebook. Nimic nu s-a înțeles din video ăsta, îmi zice Super Mario. Îmi pare rău. Descurcați-vă. Cam atât. Cam atât. Și cu comentariile și cu întrebările. Opresc aici transmisiunea live și mulțumesc celor care au participat, intrând cu mine în direct sau scriind texte. Petruș Iason, dacă ai vrut să candidezi la tine, de ce nu mi-ai spus unde să vin să candidez? Mi-am amintit că mă chema unul la Botoșan tot timpul, dar la Botoșan chiar n-am de gând să mă duc, e cam departe de mine, din drumul Taberei sau de acolo, de la Pepeni, de la Sângerei sau de la Chișinău. Adică dați-mi și mie o variantă să pot să merg, să strâng semnături, nu să stau cocoțat aici, în drumul Taberei și să candidez, de exemplu, la Botoșani. Deci dacă ai vrut să candidezi la tine, măcar trebuia să-mi spui unde ai vrea să candidezi, dar nu mă întrebi unde și după aceea ești dezamăgit că vreau să candidez la Bragadiru. Vreau să candidez la Bragadiru pentru că mai e aproape decât Pantelimonul, de exemplu. Sau la Domnești, că iată, e tot aproape. Și am fost mai ieri și am filmat și am vorbit cu băbuțele. Cum sunt verificate aceste semnături? Cum se asigură că cineva nu semnează de mai multe ori? Nu ar trebui însoțite de amprente? Jenea Luca, e mai rău de atât. Ei cer numărul de buletin și seria. Și după aceea introduc tot în computer și în baza computerului ei îți spun
acest buletin a mai semnat pentru cineva. Băi, dar poate a fost om înaintea mea, a strâns semnături și după aceea le-a prezentat înaintea mea. Dar eu am strâns semnături după el și mi-i spune că deja a semnat pentru el. Dar poate a semnat pentru el înainte și semnătura pentru mine e valabilă. Computerul lui zice că nu. Eu nu sunt sigur că ei introduc acolo și data semnării. Sau dacă introduc, oricum e aberant. De ce să n-ai voie să semnezi pentru doi candidați? Dacă eu am doi vecini și ambii mi-i simpatici și vreau amândoi să candideze la primărie, de ce nu pot da semnături pentru ei amândoi? Mai ales că foarte puțini oameni sunt activi ca mine, empatici și vor să susțină activismul și când te duci, hai vă rog, semnați. Nu, că eu mă tem, că trebuie să dau date din buletin, date personale, dar cine știe cine sunteți voi? Și foarte puțini oameni dau astfel de semnături. Dar dacă așa e legea, așa legea aberantă a făcut mafia lui Voronin încă și a venit Plahotniuc și n-a schimbat-o și a venit Maia Sandu cu Andrei Năstase și n-a schimbat-o. Acum ce să fac? Asta e legea, trebuie să o respectăm până la schimbarea ei. Dar nu știu cine să o schimbe. Cam atât. Am zis mulțumesc tuturor pentru participare, pentru implicare. Vă rog, mai dați like-uri, share, implicați-vă care și cum puteți. Noroc!